peste 60 de milioane de euro, pentru că finanțarea de la guvern nu a fost una continuă. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva găzduiește mâine, 29 martie, de la ora 11, o expoziție ce propune publicului o perspectivă vizuală asupra civilizației dacice din Munții Orăștiei, bazată pe complementaritatea dintre aspectele locale și importurile tehnologice și artistice din zona mediteraneană. Piesele din vitrine, materialele ilustrative, precum și aplicațiile digitale, au fost selectate cu scopul de a sugera ideea caracterului cosmopolit al societății dacice din jurul capitalei regatului Dac în ajunul cuceririi romane. Muzeul Civilizației Dace și Romane din Deva va găzdui vineri, 29 martie, începând cu ora 11, un eveniment expozițional în cadrul proiectului Când viața cotidiană antică devine monument UNESCO. Practic este o altă expoziție în cadrul acestui proiect, proiect care se desfășoară în ultimii ani pe baza unor fonduri provenind din Islanda, Norvegia și Liechtenstein. Ultima expoziție de acest gen fiind Metalurgia fierului, care tocmai a fost demontată și vă așteptăm la vernisajul expoziției de vineri. Evenimentul este organizat în cadrul perioadei de sustenabilitate a proiectului Când viața cotidiană antică devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei. Expoziția poate fi vizitată pe parcursul anului 2019, de marți până duminică, conform programului de vizitare al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect controversat care a stârnit de altfel nemulțumirea ONG-urilor. Proiectul de lege